Eu nu știu ce ar trebui să faceți voi, dar dacă nu faceți nimic, înseamnă că mai puteți să îndurați. Păi nu, că nu mai putem nici noi. Păi și dacă nu mai puteți nici voi, atunci de ce nu faceți ceva? Păi spune-ne ce să facem. Urcă-te pe scenă și spune-ne ce să facem și noi facem. Dar te rog mult să spui și două cuvinte despre cultură, că altfel n-am cum să-mi justific toți banii ăștia. Că dacă rămâne pe ordinea de zi numai concursul cu plăcintele, nu pot să-mi justific niciun ban. Două cuvinte despre cultură și rest ca la televizor. Și două dansuri despre cultură și rest ca la televizor. Tași-mă din gură odată. Ok, ok. Dar de ce trebuie să vă zică cineva? Hm? Nu vă e clar? Nu vedeți că treaba merge prost? Nu? Nu vedeți că unii numai mint și fură și alții numai îndură și tac? Nu vedeți că unii sunt prea șmeche și alții suntem prea proști? Aveți ce vă trebuie? Nu. Nu aveți. Trăiți cum vă place? Nu trăiți. Păi atunci, haideți mă, fraților, ieșiți în stradă dacă nu vă convine. Că țara asta e și a noastră, nu numai lor. Dați cu pumnul în masă dacă nu vă convine, că e dreptul nostru, e dreptul vostru, înțelegeți? Și dacă voi v-ați pierdut speranța, ieșiți pentru nepoții voștri și pentru copiii voștri. Că acum nu ne cotropesc nemții, nici turcii, nici tătarii. Ăștia sunt tot români de noștri, doar că sunt mai nesimțiți. Păi dacă ei vor să luptăm în felul ăsta, în limba asta, păi hai mă, fraților, să luptăm și noi cu ei. Să fim nesimțiți ca ei, să le arătăm ușa și să-i poftim afară din țară pe ei și pe neamurile lor. Ok. Scuze, unde e tonica? Ce? De ce? Plăcinta asta mi-a picat bine. Paul. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.